O fotografie unicat cu Avram Iancu, creișorul munților, datând din anul 1865, este scoasă la licitație de Casa de Licitații Historic. Prețul de pornire pentru licitație pleacă de la suma de 1000 de euro. Istoricul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Livius Gârciu, spune că aceasta poate fi cumpărată de o persoană fizică, un partid sau o asociație și apoi donată către un muzeu sau o casă memorială unde este Locul. Potrivit casei de licitații, fotografia este în format carte de vizit și a fost realizată în jurul vârstei de 41 de ani, putând fi datată undeva în cursul anului 1865. Fotografia a fost clasată la tezaur și este înrămată într-o ramă de epocă de lemn, stilizată cu motive tradiționale românești.